și bossul în casă cu atâtea animăluțe? Aici, în casă, nu prea sunt bossul. Să știi că în casă animăluțele sunt, sunt șefele și mama e șefa. Dacă am vorbit de jurnalist, vreau să te întreb și de latura asta ta. Dacă te-ai gândit vreodată să te implici și mai mult, să deschizi vreun adăpost? Să nu e visul meu cel mai mare. Îmi doresc mai mult decât orice să reușesc să am un loc mai mare în care să pot să salvez toate animalele care mi-e mie în cale, în drumurile mele către concerte, pentru că mă întristează foarte mult neglijența oamenilor față de animale și față de natură. Care e ultimul animal salvat? Este o pisicuță pe care am luat-o de la, în timpul filmărilor de la Neamarin. S-a ciuat în geamantanul meu, a dormit acolo. Am văzut că avea ditai piciorul accidentat, umflat cât mâna mea. Și m-am supărat acolo pe Neamarin până mi-a trimis-o la veterinar. Și acum a ajuns într-un final în București. Este la Animus Vet, la veterinarii mei care îi fac revizia totală și pe care o să iau acasă după aia. Dar n-a zis Neamarin. Că a trecut și granița, e ceva. Dar n-a zis Neamarin, mai nebunit? Houleu, Neamarin nu mai putea de nervi cu pisica mea, de nu mi-a... Am avut panică la un moment dat, credeam că mi-a luat-o din mașină și mi-a aruncat-o, dar și eu nebună, e om bun Neamarin. Adică îi place și să mă necăjească, vede că mă afectează treaba asta cu animalele și pune sare pe rană. Am înțeles, mersi mult de torul. Eu mulțumesc mult, mi-a făcut plăcere.